unde vrei să-ți petreci veșnicia? Aș vrea să vă spun că există multe răspunsuri. Și fiecare persoană își dă răspunsul în funcție de preferințele proprii. Sunt oameni pentru care veșnicia înseamnă, dacă ar avea un loc de muncă stabil și un venit sigur, dacă ar avea o insulă privată și un iaht, paradisul ar fi acela. Dacă pe lângă toate lucrurile acestea ai mai putea să pui și viață veșnică și lipsa bolilor și a suferinței, chiar ar zice oamenii că aceea este veșnicia. Ce este veșnicia pentru tine? Ceea ce am observat studiind cuvântul lui Dumnezeu este lucrul acesta. Chiar dacă am avea viață veșnică, frații mei, chiar dacă nu ne-am îmbolnăvit și am trăit veșnic, dacă am avea o insulă privată și bani suficienți ca să nu mai fie nevoie să muncești nici măcar o zi din viața ta, tot am simțit un gol în sufletul nostru. Pentru că nu în aceasta constă veșnicia. Veșnicia nu constă în ceea ce vei avea, ci veșnicia constă într-o persoană. Poți să ai totul, dacă nu l-ai pe Dumnezeu, locul acela plin de belșug se va transforma într-un iad. Uitați-vă astăzi la atât de multe vedete care au tot ceea ce își doresc. Insule private, avioane și elicoptere private. Nu au nevoie să mai muncească nici măcar o zi din viața lor. Sunt alții care lucrează pentru ei. Și totuși își sfârșesc viața prin sinucidere, ajung dependenți de droguri. De ce? Pentru că paradisul, frații mei, nu constă în ceea ce ai, ci constă în pe cine ai. Veșnicia înseamnă locul în care ești împreună cu Hristos. În Ioan, capitolul 17, versetul 3, se spune: și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Aceasta este viața veșnică. Aceasta este paradisul. Acesta este paradisul. Paradisul nu este un loc, ci paradisul este o persoană. Va veni și momentul în care vom gusta paradisul în mod material. Vom păși pe străzile noului Ierusalim. Vom admira splendorile cetății lui Dumnezeu. Însă ce ar fi cerul, frații mei, fără Dumnezeu? Fără Dumnezeu, chiar și în cer, dacă am fi, cerul însuși s-ar transforma într-un iad. Pentru că dacă lipsește Dumnezeu, nu poate să fie paradis acolo. Iar dacă îl ai pe Dumnezeu în inima ta, poți să fii și în cuptorul cu foc, cum au fost cei trei tineri de pe timpul lui Daniel. Acolo începe veșnicia pentru tine. Poți să ai probleme, poți să ai suferințe în viața ta. Dacă îl ai pe Hristos, ai veșnicia. Când vrei să începi să trăiești veșnicia? Pentru că dacă nu vei începe să o trăiești cu Hristos de aici, nu o vei putea trăi nici atunci și acolo. Căci viața veșnică este aceasta: să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Veșnicia și paradisul sunt acolo unde se află Iisus. Iar prezența lui Iisus, frații mei, o putem simți și trăi încă de aici, astăzi și acum. Când vrei să începi să trăiești veșnicia?